În acest videoclip o să-ți prezint în doar 5 minute cum să-ți plătești creditul ipotecar în doar câțiva ani, din toată acea perioadă lungă de 30 de ani și cum să bați banca la propriul ei joc prin reducerea dobânzii pe care o plătești. Dacă îți place ce ai auzit, lasă un like și un subscribe pentru că mă ajută cu algoritmul YouTube să ducem educația asta financiară de bază la cât mai multe persoane. Dacă nu ești fanul investițiilor și pot înțelege asta, ai opțiunea de a face altceva inteligent cu banii și anume să nu mai lași banca să te fure an de an prin dobânda enormă pe care ți-o percepe. Ca să dăm și puțin context, statistica spune că suntem cei mai proprietari din Europa. Aproximativ 96% dintre români dețin o proprietate personală și multe sunt luate pe credit. Știm cu toții la cât ajunge plata unei rate lunare, mai ales în ziua de astăzi când dobânzile au explodat și probabil că reprezintă cea mai mare cheltuială lunară pentru multe familii. Ca să nu-i spunem povară lunară. Așa că, dacă putem scăpa de povara asta cât mai repede, de ce să nu o facem? Și aici cred că există două răspunsuri. 1. Lumea nu cunoaște că poate plăti anticipat și 2. Lumea nu cunoaște cât și ce anume trebuie să plătească anticipat. Oricare ar fi varianta, răspunsul este același. Poți bate banca la propriul ei joc și te poți elibera din povara dobânzii enorme prin rambursare anticipată. Acum hai să intrăm efectiv în subiect și să-ți arăt cum funcționează magia rambursării anticipate. În primul rând, trebuie să cunoști că rata lunară pe care tu o plătești este formată din mai multe componente și anume. Principalul, adică partea din credit pe care tu l-ai luat de la bancă și partea care se scade lună de lună din acel credit, fiind enorm de mic în comparație cu dobânda în prima perioadă a creditului. Dobânda, adică ce plătești tu efectiv băncii pentru că ți-a dat creditul, care este enormă în prima perioadă a creditului, pentru tine dobânda este un pasiv, iar pentru bancă dobânda este un activ. Comisionul de administrare, care poate fi sau poate nu fi, și costurile de asigurare, care pot fi sau pot să nu fie. Și de ce te interesează din ce-i formată rata, te-ai putea întreba? E bine, îți voi explica imediat, crede-mă că te va da pe spate. Rămâi până la final și o să vezi de ce. Hai să luăm și un exemplu. Să zicem că ai avut neinspirata idee să-ți cumperi la începutul anului o locuință pentru care, desigur, nu ai bani. Așa că mergi la bancă să iei un credit ipotecar de 250.000 de lei, adică aproximativ 50.000 de euro, cu un avans de 15%, adică 37.500 de lei, pe 30 de ani, rata lunară fiind de 1.514 lei. Dacă ții creditul până la scadență, vei plăti băncii 617.640 de lei, adică de aproape 3 ori banii împrumutați. Enorm, strigător la cer, jale, hoție. Dar aici este momentul să-ți explic magia de care ți-am zis mai sus. Atunci când tu plătești creditul anticipat, de fapt plătești doar principalul, nu toată rata, care în prima perioadă, așa cum ți-am spus, este exponențial mai mic decât dobânda. De ce? Pentru că banca trebuie să-ți ia cât mai mulți bani, cât mai rapid, în cazul în care tu nu ai mai putea plăti creditul pe viitor sau l-ai plăti anticipat. Deci, pentru exemplul nostru, în cazul în care ai alege să faci o plată anticipată, nu ai plătit toată rata de 1514 lei, ci doar principalul de 150-160 de lei. Și doar din aceste cuvinte ar trebui să simți o bucurie enormă. De ce? Pentru că efortul financiar este de 10 ori mai mic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că printr-o plată de 150 de lei, tu ai redus 1500 de lei. 10 plăți de 150-160 de lei înseamnă 14.000-15.000 de lei reduși cu cel mai mic efort. Acum, toată șmecheria aici este ca în momentul în care plătești rata actuală a creditului ipotecar, să plătești și principalul următoarei rate. Astfel, tu ai redus dobânda ratei următoare la 0 pentru că, plătind principalul anticipat, acesta devine 0, iar 1514 ori 0 este tot 0. În acel moment, rata 3 devine rata 2, iar scadențarul se updatează. Luna viitoare plătești rata 3, care a devenit rata 2 și, din nou, principalul ratei următoare, adică principalul ratei 4. Astfel, tai câte o lună de rată cu doar un efort financiar minim de 10 ori mai mic. Am uitat! Pe lângă dobândă, reduci și prima asigurări de viață tot la zero. Deci din 1600 de lei plătești doar 150 de lei. Dacă reușești chiar să plătești mai multe luni anticipate într-o singură lună și să faci asta de mai multe ori pe perioada creditului, în câțiva ani vei fi terminat deja o povară pe care alții o poartă după ei zeci de ani de zile.
Acum, toată această procedură diferă de la o bancă la alta. Unele bănci îți oferă posibilitatea să plătești anticipat rata dintr-o aplicație de internet banking, iar altele cer prezența ta la sucursală. Dar oare merită un drum la bancă 1500 de lei? Tu decizi. Foarte important este ca pe cererea de rambursare anticipată să menționez că dorești reducerea perioadei, nu a ratei. De ce? O să-ți explic data viitoare. Și un ultim aspect extrem de important pe care era să-l uit. Trebuie să reții că această metodă este foarte eficientă în prima parte a perioadei creditului, mai ales în primii 5 ani. Dacă au trecut deja 12 ani, 15 ani din credit, nu mai este o idee chiar atât de bună să plătești anticipat, în cazul în care acei bani ar produce randamente mai mari prin investiții. Cam atât am avut de spus aici. Chestia este simplă, te duci la bancă și plătești anticipat principalul ratei următoare după ce ai plătit rata actuală. Săptămâna viitoare o să-ți explic de ce trebuie să alegi reducerea perioadei și nu reducerea ratei ca să fii sigur că ai luat cea mai bună decizie. Sper că te-am ajutat și cu acest videoclip, iar tu dacă îți dorești mai multă educație găsești o grămadă de linkuri în descriere.